Clasice, posturile cu pisici, vând și alții, știi. Că cel mai mare potențial viral, zic. Apropo de Facebook Offers, trebuie să ținem cont acolo că, mai ales dacă le și promovăm prin ad-uri, noi plătim de câte ori se dă click pe ele și acei oameni doar primesc un e-mail. După aceea, iar câțiva dintre ei vor da click și în e-mail și vor intra în site și de acolo câțiva vor converti. Deci, funnel este mai lung acolo. Da, și dacă luăm de la cap la cap, rata asta ar putea să fie mai mică decât pare. A fost clar? Poți, de exemplu, să ofere o reducere doar pe Facebook, fără să folosești Facebook Offers. Doar cei care sunt fani o să vadă. Spre 10 cupoane... Există strategii bune care funcționează pe Facebook în... O chestie generală. Aici era un exemplu didactic, complet cu date care nu sunt... sunt date pe care Livia a decis să le împărtășească cu ceilalți. Nu înseamnă că Facebook nu vinde, nu înseamnă că sponsor post page like stories nu adună fani sau nu adună like-uri, nu potențează conținutul, nu potențează viralitatea, nu împinge mai sus, adică toate astea se întâmplă și vinde. Dacă segmentezi bine audiența și din cadrul fanilor și din cadrul Facebook-ului în general, îi trimiți, faci liste de remarketing cu femei, cu bărbați, cu profile psihosociodemografice, vând toate. Nu pentru toate domeniile, dar na, și nu la fel. Și funnel-ul e mai lung. Dacă îți propui să construiești o comunitate inițial, după care să marketezi în comunitatea aia un anumit produs sau serviciu, și iar și iar și iar. Da. Nu că tu ești pe... Știu, dar ați mai zis ceva. V-ați uitat în multi-channel acolo la Analytics, că despre vorbim astăzi aici, da? Să vedeți care este raportul dintre last click interaction și assisted conversions. Este un raport foarte interesant. Am prezentat ceva, cred că la Sinaia, la Superlink, exact, dar nu mai stau acum să mai scot, să mai pun slide-ul ăla. Este un raport, ultima coloană, pe assisted conversions este, care raportul acela indică unde se găsește respectivul canal de marketing în funnel-ul de cumpărare. Cu cât cifra aia este peste 1,5, acel canal de marketing e de branding, de fapt, și cu cât e mai mică, este un canal de vânzări directe. Da? O să observați că cifra, cel puțin la clienții mei, așa este pe social media, pe Facebook, e de 20. Este o cifră foarte mare, ceea ce înseamnă că contribuie foarte mult la branding și la partea asta cu engagement-ul, fanilor și așa mai departe, dar vinde, nu înseamnă că nu vinde. Da? Ci vinde de... Însă se găsește în jumătatea superioară a funnel-ului de cumpărare, nu în jumătatea inferioară. Da? Mă rog, am avut o prezentare atunci, dar au fost magic și în sală, n-am avut public normal, să zic așa, în sală și noi, între noi, acolo ne-am înțeles foarte bine. Apropo de surse diferite de trafic care convertesc diferit, trebuie să ne uităm și la timpul până la conversie, iarăși este important, sau vizite până la conversie. Așa cum spuneam, în Analytics este desăpat. Nu trebuie să ne limităm la time to purchase. Chiar e adevărat că în multe situații am micșorat time to purchase, efectiv din campanie. Adică pe anumite campanii care funcționau cu un time to purchase mai mare. Și închizând anumite campanii, micșorăm volumul, dar micșorăm și timpul tău time to purchase. Da, depinde și de obiectivul lor. Poate pe Facebook sau pe display nu vrei neapărat, sigur că vrei să vinzi, dar poate durează un pic mai mult până la vânzare. Trebuie analizat și acest lucru și trebuie să plătești aceste conversii în calcul. Nu știu unde pleacă. Gabi, mersi mult pentru prezentare. Dacă mai aveți întrebări, Gabi nu pleacă, cred. Nu? Mulțumim mult de tot.